Elebatant. Elegant, electrizant. Madonna Electrică de Max Herman Maxi. Asistăm la aplauzele pe care actrița Florentina Ciricleanu le culege cu entuziasm la finalul unei reprezentații în care și-a cucerit publicul printr-o interpretare electrizantă. Așa cum pare să transpară, din tabloul Madonna Electrică, de Max Hermann Maxi. O oh, merci, merci beaucoup! Sunteți adorabili! Adorate precum Madonele din Renaștere, actrițele din perioada interbelică aveau pentru contemporanii lor o aură de mister și beneficiau de un tratament pe măsură. Răsfăți și celebritate. Elvira Popescu, Lucia Sturza Bulandra, Maria Ventura. Dina Cocea, Leni Caller. sunt doar câteva nume care stăruiau în acea vreme în mintea, sufletul și operele artiștilor și scritorilor epocii. Figurile lor transpar din rândurile romanelor sau pieselor de teatru. Numele lor stă pe buzele tuturor, pronunțat de cele mai multe ori franțuzit. Când de ochii tăi adânci, E din lumina lor de vii. Apropiată a grupului avangardist din jurul contemporanului, actrița Florentina Ciricleanu a fost muză atât pentru Maxi, cât și pentru alți artiști precum Petre Iorgulescu Ior sau Milița Petrașcu. Lucrarea lui Maxi aparține perioadei cubistoconstructiviste. Figura feminină se desprinde de fundalul verde albăstrui Reprezentând o cortină trasă, prin nuanțele intense de galben și oranj al echipului. Părul blond, ochii felini, buzele de un roșu aprins, tunsoarea Bob în pas cu moda pariziană, emanciparea feminină sunt atributele care o evidențiază. Nu lipsesc decât ritmurile de Charleston ale anilor 20. Mi-a plăcut mult portretul dumitale. Dar nu crezi că am ieșit nițel cam strâmbă din penel? Și la o adică, Madonna pot să înțeleg. Dar electrică? Maxi și-a intitulat tabloul Madonna electrică. Formulă care la vremea aceea era mai mult decât iconoclastă. Într-o variantă publicată în 1925 în revista Integral, Modelul are în față, în dreptul pieptului, un bec care radiază lumină în jurul său. La acea dată, becul fusese inventat de vreo 45 de ani buni, însă invenția nu înceta să îi uimească pe oameni. Să fi fost vorba de o reprezentație cu totul și cu totul electrizantă? Nu știm. Dar faptul că, tot în această variantă inițială, Maxi menționează revista de critică teatrală Rampa, în colțul din stânga jos al tabloului. Poate fi o aluzie la recenzia unui spectacol în care juca și aceasta. Dragă Florentina, după jocul dumitale de ieri seară, ochii mei au găsit cu cale să te portretizeze integralist. Aș vrea, totuși, să te rog să treci pe la mine, pe la atelier. Îți amintești de sigur adresa, Calea Victoriei 77? Să vedem ce putem retușa. Al dumitale, Max. Relația lui Maxi cu teatrul nu este una întâmplătoare. La Paris, în 1926, crease decoruri și costume pentru piesa „L'uomo, la Bestia e la Virtu de Luigi Pirandello și Saul de Andrejid. Apoi, odată cu izbucnirea celui de-al doilea război mondial, avea să devină scenograful teatrului evreiesc Barasheum din București. Aici nu exista un teatru local de avangardă. Existau însă zeci de teatre și cinematografe și o mulțime de grădini de vară, unde se țineau spectacole în aer liber. Trebuie să merg seară la Național la ESOP, mi-am luat bilet în primul rând. Numai așa o pot observa mai bine pe Florentina pe scenă, scăldată în lumina reflectoarelor. Oare făcută pentru ele?